Doamne ajută, bun regăsit, vă spune Părintele Eugen Tănăsescu la o nouă ediție a emisiunii Cuvânt Dobrogean, aici la Radio Dobrogea, pe 99,7 FM în Constanța și împrejurimi și pe internet, ne auziți, ne și vedeți, la adresa noastră radiodobrogea.ro. Conform obiceiului aici la Cuvânt Dobrogean, ne preocupăm de textul evanghelic din duminica ce a trecut, este o duminică cu totul specială. Duminica lăsatului sec de brânză în Biserica Ortodoxă, o duminică asemănătoare ca și cea a lăsatului sec de carne, o duminică în care se face aducere aminte în biserică de izgonirea lui Adam din Rai. Și un text evanghelic extras din Sfânta Evanghelie de la Matei la capitolul 6, în care Mântuitorul Hristos vorbește câteva lucruri, câteva cuvinte despre post și ce înseamnă de fapt a posti. Și în ediția de astăzi ne vom călăuzi și noi după aceste cuvinte ale Mântuitorului pentru a vedea ce înseamnă postul. Mai întâi însă să observăm momentul duhovnicesc. Intrarea în postul mare se face prin pomenirea unei fapte, prin pomenirea unui eveniment din istoria mântuirii noastre, și anume tragicul eveniment, l-aș numi, în care Adam este izgonit din Rai. Adam a fost izgonit din Rai pentru că a păcătuit, iar păcatul a adus dezordinea în lume și a rupt comuniunea omului cu Dumnezeu, cu sine însuși și cu natura înconjurătoare. Dezordinea introdusă în lume de către păcat se datorează unui simplu fapt, și anume al neascultării, așa cum știm noi, al faptului că Adam nu a ascultat de porunca lui Dumnezeu. Dar tocmai de aceea se așează acest eveniment la începutul postului mare, pentru că porunca lui Dumnezeu era o poruncă a postului. Și dacă vreți, ne aducem aminte repede din Sfânta Scriptură, de la facere, și anume așezarea omului în Rai. În capitolul 2 a cărții Facerea citim despre așezarea omului în Rai și de aici și izgonirea omului din Rai. Așezarea omului în Rai s-a făcut printr-o poruncă, căci a luat Domnul Dumnezeu pe omul pe care îl făcuse și l-a pus în grădina cea din Eden ca să lucreze și să o păzească. Apoi a dat Domnul Dumnezeu lui Adam poruncă și i-a zis: din toți pomii din Rai poți să mănânci, iar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci, căci în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreșit. Și iată că această poruncă a lui Dumnezeu este o poruncă a postului. Omul avea libertatea să mănânce din toți pomii din Rai, mai puțin dintr-unul singur. Ei, aici a intervenit ispita și cu toții cunoaștem istoria. Diavolul în chip de șarpe vine la Eva, o ispitește să mănânce, Eva apoi îl îndeamnă și pe Adam, amândoi mănâncă, sunt găsiți de către Dumnezeu ca fiind călcători de poruncă și de aceea ei sunt izgoniți din Rai, nu pentru că n-ar mai fi putut sta acolo sau pentru că Dumnezeu este dușmănos, ci pentru că omul, prin situația și prin alegerea greșită pe care a ales-o, de fapt a ales să calce comuniunea cu Dumnezeu. Și atunci izgonirea din Rai de fapt este o autoizgonire, am putea noi să spunem. Ea sigur că este împlinită cumva de către Dumnezeu, pentru că Dumnezeu îi poftește afară, să spunem așa, și pune și păzitor la poarta Raiului, dar această invitație de a părăsi Raiul este de fapt constatarea unei situații triste. Adam și Eva deja nu mai erau potriviți Raiului. Și acest lucru se așează la începutul postului, pentru că postul ne recuperează, ne reașează în Rai, dacă știind să parcurgem noi această călătorie duhovnicească a postului, la capăt vom ști să recâștigăm Raiul
prin întâlnirea cu învierea lui Hristos. Pentru că învierea lui Hristos tocmai acest lucru îl face, redeschide umanității posibilitatea de a câștiga raiul, de a fi reașezați în rai. Tocmai de aceea în Săptămâna Luminată vom vedea că ușile împărătești stau permanent deschise, semn al faptului că Hristos ne-a deschis nouă pentru întotdeauna, prin învierea sa, ușile raiului. Deci, postul este de fapt o invitație a lui Dumnezeu de a recâștiga raiul. Dar postul trebuie dus într-un anume fel. De aceea biserica ne rânduiește acest text evanghelic din Evanghelia după Matei, în care avem, am putea spune, trei lucruri pe care Hristos ni le prezintă despre post. Iar aceste trei lucruri sunt esențiale pentru reîntâlnirea cu Dumnezeu. Și anume, iertarea, postirea adevărată în discreție, postirea în ascuns, și vom vedea ce înseamnă și acest lucru, și prin toate acestea, un al treilea lucru, câștigarea comorilor cerești, adică stabilirea țintei noastre, nu aici pe pământ, ci acolo unde vrem să recâștigăm raiul, stabilirea țintei noastre în împărăția lui Dumnezeu, în rai, cu alte cuvinte. Dacă Dumnezeu ne-a dat afară pentru alegerea noastră greșită din rai, noi trebuie să recâștigăm raiul având ca țintă în viața noastră acest lucru. Și vom începe pe rând toate aceste lucruri să le parcurgem așa cum le prezintă Mântuitorul Hristos în Sfânta sa Evanghelie. Și Hristos începe cu: de veți ierta oamenilor greșelile lor, iertava și vouă Tatăl vostru cel ceresc. Iar de nu veți ierta oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greșelile voastre. Este de fapt o explicație pe care Mântuitorul Hristos o face mai laborioasă la o bucățică, să spunem, la un verset din rugăciunea Tatăl nostru, pe care o rostește chiar puțin mai devreme de această explicație. Ucenicii l-au rugat pe Hristos să învețe să se roage și ei le dă ca model de rugăciune această rugăciune Tatăl nostru, care spune la un moment dat: și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Este evident că pentru a recâștiga raiul, asta înseamnă să ne împăcăm cu cel ce ne-a dat afară de acolo. Pentru că raiul l-am părăsit prin neascultare, iar Dumnezeu a rânduit să fim în afara raiului pentru a ne căi. Dumnezeu nu a dat afară pe Adam și Eva din dușmănie, ci a dat afară pentru a înțelege, cum spun Sfinții Părinți, și pentru a cunoaște în chip sigur ironic binele în care au fost și răul în care au ajuns. Prin această scoatere din rai a lui Adam și a Evei, de fapt Dumnezeu urmărește o pedagogie înaltă, și anume sensibilizarea omului față de păcat, astfel încât omul să facă o căință, o pocăință față de păcat, prin înțelegerea a ceea ce a pierdut. Dacă Dumnezeu ar fi continuat să-l lase pe Adam împreună cu Eva, desigur, în rai, am fi asistat la un paradox, și anume raiul, care este locul sfințeniei, ar fi fost locul unde întâlneam păcatul, neascultarea. Ce este păcatul? O călcare morală a unei porunci, o neascultare. Sau cum îl definește morala, păcatul este o faptă pe care omul o săvârșește cu voia proprie împotriva voii lui Dumnezeu. Deci, omul în rai fiind, a făcut o faptă împotriva voii lui Dumnezeu. Astfel că raiul ar fi devenit nu un loc pângărit. Am putea spune și acest lucru, pentru că păcatul pângărește sfințenia. Dar
Sigur că Dumnezeu ar fi avut puterea ca să păstreze raiul curat, însă prin păstrarea lui Adam în rai s-ar fi perpetuat un rău, răul neascultării. Prin faptul că Adam n-a ascultat, omul a greșit față de Dumnezeu. Omul s-a vrăjmășit cu Dumnezeu, pentru că omul s-a răzvrătit, practic împotriva lui Dumnezeu, prin această poruncă pe care a călcat-o. De aceea, pentru a recâștiga raiul, în chip pedagogic, Dumnezeu îl scoate pe Adam afară și pe Eva, însă le făgăduiește un răscumpărător atunci când îi spune șarpelui: dușmănie voi pune între sămânța ta și sămânța ei, adică a femeii. Aceea îți va zdrobi capul, adică Mântuitorul, care este sămânța femeii, va zdrobi capul diavolului prin înviere, iar tu îi vei înțepa călcâiul, adică îl vei ispiti tot timpul pe om din dușmănie. Și astfel, pedagogia iubirii divine l-a făcut pe Adam să înțeleagă că este nevoie de pocăință. De aceea începem și noi postul cu pocăință. Și începem în forță, pentru că iată, chiar la începutul postului, biserica a rânduit în chip minunat a se citi acest canon de pocăință a Sfântului Andrei Criteanul, în care noi, aducându-ne aminte de ceea ce am pierdut, facem pocăință către Dumnezeu pentru a recâștiga. Ori prima condiție a acestei recâștigări a raiului este ca cel ce ne-a dat afară să ne reprimească. Să ne reprimească, pentru că Dumnezeu, păstrându-l pe Adam în rai, s-ar fi arătat față de sine nedrept. El care a creat raiul ca un loc al sfințeniei, cum era oare posibil ca Dumnezeu să îngăduie un lucru necuvincios în rai? De aceea Dumnezeu din dreptate i-a dat afară. Nu din ură sau din dușmănie, ci din dreptate, pentru că era drept ca cel ce a făcut neascultare de Dumnezeu să nu mai rămână în locul unde îi se cerea ascultarea față de Dumnezeu. Iar noi recâștigăm acest lucru încercând să ne împăcăm cu Dumnezeu. Ori taină minunată este că împăcarea cu Dumnezeu începe prin împăcarea cu aproapele. Pentru că ce înseamnă împăcarea cu Dumnezeu? În fundamentul ei, împăcarea cu Dumnezeu însemnează recâștigarea dragostei lui Dumnezeu. A recâștiga dragostea lui Dumnezeu presupune ca tu să ai dragoste față de Dumnezeu. Dar pentru a dobândi această virtute a dragostei, trebuie în aceeași măsură să o ai și față de aproapele. Prin urmare, dragostea față de Dumnezeu, așa cum bine știm din creștinism, se vedește în dragostea față de aproapele. Iar primul pas al dragostei este iertarea. Pentru că dragostea ne învață că toți putem greși. Iată, Adam și Eva au greșit. De mii de ani, de la facerea omului, omul tot greșește. Care este soluția? Soluția ar fi că dacă luăm în continuare după dreptate, cum spune Sfânta noastră Biserică, nimeni nu va fi aflat curat din tinăciune, ci va amuți toată gura înaintea lui Dumnezeu și vrednici vom fi de pedeapsă. Soluția, așadar, urmarea unei greșeli pentru a îndrepta lucrurile, singura soluție nu este decât iertarea. Ce trebuia să facă Dumnezeu lui Adam și Evei pentru că n-au ascultat? Trebuia să-i nimicească? Trebuia să-i desființeze? Trebuia să-i dezmoștenească? Nu! Iată că dragostea și dreptatea lui Dumnezeu se împlinesc în chip minunat. Ei sunt invitați, sunt poftiți, sunt dați afară din rai, dar făgăduindu-le Dumnezeu o reparație prin Mesia, prin Cel care va zdrobi capul șarpelui. De aceea Dumnezeu încă de la început, contrar a ceea ce spun unii și alții, încă de la început Dumnezeu își manifestă dragostea sa față de om. Rămâne ca omul să-și o manifeste față de Dumnezeu. Iar asta presupune înțelegerea acestui adevăr profund, că orice greșeală nu poate fi răscumpărată și nu poate fi îndreptată decât prin iertare. Pentru că răul rămâne făcut. Nu mai ai cum să îndrepți răul.
Singura soluție este să ierți, căci iertarea șterge ca un burete și reașează dragostea la locul ei. De aceea, dacă vrem iertarea lui Dumnezeu și ne propunem ca țintă în viața noastră raiul și vom vedea de ce trebuie și este imperios, să spunem așa, necesar, este un imperativ aici, să recâștigăm raiul. Este obligatoriu, este musai, cum ar spune românul Neauș, este neapărat necesar să recâștigăm raiul. Dar pentru aceasta trebuie să câștigăm iertarea. Ori iertarea trebuie să vină mai întâi în sufletele noastre, de aceea Hristos accentuează această învățătură de respectare în cele două forme ale ei. Forma pozitivă, ca o făgăduință a lui Dumnezeu, că dacă noi vom ierta și Tatăl ne va ierta, vedeți, chiar cuvântul Tată ne dă de gândit. Tatăl vrea să ne ierte, pentru că suntem fiii lui. Prin urmare, Dumnezeu, dându-l afară pe Adam din rai, nu și-a retras calitatea de tată, nu ne-a dezmoștenit, ci dimpotrivă, vrea să fim asemenea fiului risipitor, ne aducem aminte ca în pilda cu fiul risipitor, vrea să fim împreună cu Tatăl cel Ceresc, de aceea s-a și citit acea pildă în aceste săptămâni premergătoare postului mare. Deci, dacă noi iertăm greșelile greșiților noștri, și Tatăl ne va ierta. În virtutea dreptății și a iubirii. Dreptate pentru că dacă noi iertăm, drept este că dacă am învățat o virtute, Dumnezeu să ne recunoască și să ne o accepte și să ne răsplătească cu aceeași monedă, iar iubirea ne dă și mai mult. Căci noi iertăm oamenilor, dar Dumnezeu este Cel ce ne iartă pe noi. Este însutit, înmiit, aș zice de 70 de ori, de 7 este mai prețioasă iertarea pe care Dumnezeu o dă față de om. Dar iertarea lui Dumnezeu nu se câștigă decât prin iertarea față de om. Asta este taina dragostei pe care Dumnezeu o păstrează în creație. Și Hristos ne prezintă și la modul negativ. Dacă noi nu vom ierta, nici Tatăl nu ne va ierta. Și nu în sensul unei dușmănii, ci în sensul dreptății. Pentru că dacă Dumnezeu nu găsește în noi iertare, nu va avea ce să ierte. Pentru că negăsind dragostea în noi, nu se va regăsi pe El. Și neregăsindu-se pe El, nu va avea cum să ne reprimească în locul cel sfânt, căci acolo, cum spune și Sfântul Apostol Pavel, acolo nu intră niciun fel de păcat. Prin urmare, prima condiție pentru a regăsi raiul, pentru a ne reîntâlni cu Dumnezeu, este iertarea însoțită de pocăință, căci iertarea are o formă înaltă chiar și față de noi înșine. Noi trebuie să ne iertăm și noi propriile noastre greșeli, să ni le recunoaștem în fața lui Dumnezeu și să promitem că nu vom mai face. Prin nădejdea întâlnirii cu Hristos, lucruri care se regăsesc și, bineînțeles, în slujba canonului cel mare. Luăm o pauză muzicală aici, la Radio Dobrogea, și revenim în partea a doua emisiunii. Vedem care sunt celelalte două chestiuni, celelalte două fapte, să spunem, pe care Hristos le prezintă ca și condiție a recâștigării raiului, și anume postul și stabilirea unei veritabile ținte spirituale în această viață. Cuvânt Dobrogean cu părintele Eugen Tănăsescu la Radio Dobrogea. Vino și vei avea un răspuns. Așadar, postul este neapărat însoțit de rugăciune către Dumnezeu. Pentru că toate aceste virtuți duhovnicești, toate aceste lucrări duhovnicești nu se fac decât în legătură cu Dumnezeu. Or, singura formă de dialog între noi și Dumnezeu se cheamă rugăciune. Așadar, rugăciunea nu este numai actul văzut sau actul fix, exterior, fizic, de citirea unei rugăciuni, de săvârșirea unei slujbe, ci este și actul interior în care noi în permanență dialogăm cu Dumnezeu, în permanență ne
punem în postura de a convorbi cu Dumnezeu pentru a fi în legătură cu El și pentru a recâștiga raiul. Așadar, raiul presupune și o lucrare în ascuns, pe care o putem defini foarte bine prin post și rugăciune. Chiar Mântuitorul ne spune o a doua faptă care trebuie lucrată, și anume postul în ascuns. Hristos spune: când postiți, nu fiți triși ca fățarnicii, căci ei izmolesc fețele ca să arate oamenilor că postesc. Adevărat grezi vouă și-au luat plata lor. Tu însă când postești, unge capul tău și fața ta o spală ca să nu te arăți oamenilor că postești, ci tatălui tău care este nascuns și tatăl tău care vede nascuns îți va răsplăti ție. Așadar, o primă regulă a postului este că postul nu se săvârșește, ca și mod de viață creștinesc, nu se săvârșește de ochii lumii. Nu se săvârșește la vedere. Existau acești farisei chiar și în vremea Mântuitorului, pe care Mântuitorul îi dă ca exemplu, care atunci când posteau pentru a fi văzuți de oameni, își zmoleau fețele, se arătau triști, se îmbrăcau în sac și cenușă, prin urmare vroiau să arate o lucrare virtuoasă la vedere. Însă acest lucru nu ne este de folos. În primul rând, pentru că diavolul de-abia atâta așteaptă să ne arunci în slavă de șartă. Prima ispită a slavei de șartă este că tu faci lucrările cele plăcute lui Dumnezeu. Este o fină și foarte puternică ispită aici a diavolului de a te arunca în mândrie, făcându-te să crezi că tu deja ești luat în considerație de către Dumnezeu. Dumnezeu oricum te vede. Iată unde este Dumnezeu, zice, în ascuns și vede în ascuns. Și atunci cineva ar putea întreba, păi bine, dacă treaba așa stă și nu trebuie să arătăm fizic pocăința noastră și postirea noastră, de ce în biserică mai facem slujbe? De ce biserica ne mai îndeamnă, iată, la canon de pocăință? Pentru că lucrarea bisericii nu este pentru a fi lăudată de cineva, cum făceau acești farisei. Ei așteptau plata de la oameni, ceea ce confirmă Hristos când spune: adevărat grezi vouă și-au luat plata lor, pentru că ei arătau oamenilor că posteau. Biserica însă nu vrea să se arate pe sine oamenilor pentru a fi lăudată de oameni, pentru că lui Hristos nu-i trebuie lauda noastră. Însă biserica are un rol catehetic, educativ. Biserica ne așează aceste rugăciuni înainte pentru ca noi să învățăm din ele, pentru ca noi să trăim acolo câteva momente, minute, ore, cât durează slujba respectivă, iar prin acele momente noi de fapt să pătrundem și mai adânc în viața spirituală pentru a continua ceea ce învățăm din acele momente. Pentru că dacă n-ar fi cineva să ne învețe cum este biserica, n-am ști ce să facem. De altfel, vocea cea mai autorizată în societate la ora actuală, din punct de vedere al acestei mântuiri, al acestei regăsiri a raiului, nu poate fi și într-adevăr nu este decât biserica. Cuvântul bisericii este cel mai așteptat atunci când oamenii vor să se lămurească spiritual, pentru că puterea bisericii stă în capul ei, Mântuitorul Hristos. Însă lucrarea personală a ceea ce biserica ne învață trebuie să fie tainică. De aceea noi mergem la biserică, asistăm și participăm la sfintele slujbe. Iată că și tehnica de astăzi permite celor care sunt în imposibilitate de a ajunge la slujbă din pricini binecuvântate, că nu pot ajunge, că sunt bolnav la pat, nu din lene, nu din trândăvie. Iată că astăzi tehnica permite ca slujba să ajungă la urechile și văzul celor care au aceste situații binecuvântate de neputință. Slujba însă la radio sau la televizor nu se dă pentru puturoși, nu se dă pentru cei trândavi, ci se dă pentru cei care nu pot din pricini strict fiziologice și binecuvântate să nu ajungă acolo. Prin urmare, noi înleznim participarea
la Duhul Bisericii de rugăciune a celor ce nu pot ajunge, nu a celor ce sunt trândavi. Noi nu intenționăm prin aceste slujbe să ținem lumea departe de biserică, ci dimpotrivă să o apropiem bisericii prin participare atunci când nu pot, ascultând sfintele slujbe, iar atunci când pot, venind la biserică pentru a fi în această atmosferă, pentru că oricât ar fi ea, slujba transmisă la radio sau la televizor nu poate fi asemănătoare cu participarea reală la o slujbă. Oricât ai asculta slujba la radio sau la TV, nu va fi niciodată ca slujba la care participi în biserică. Pentru că Dumnezeu vede în ascuns și inima ta se bucură atunci când se întâlnește cu Dumnezeu. De aceea nu trebuie să arătăm oamenilor că postim sau că ne rugăm sau că facem vreo faptă bună, ci trebuie să o lucrăm ca pentru Dumnezeu, zice și Sfântul Apostol Pavel, nu ca pentru oameni. Și iată că Tatăl vede în ascuns. Ce înseamnă că vede în ascuns? Înseamnă că Tatăl cel Ceresc știe inima noastră. Noi nici nu putem să ne închipuim în vreo clipă a vieții noastre că noi îl vom putea păcăli pe Dumnezeu vreodată. Noi nici nu trebuie să avem vreodată gândul acesta în cap că lasă că Dumnezeu nu mă vede. Știu eu ce am de făcut, plănuiesc eu o minciună, fac eu o faptă fariseică și totuși Dumnezeu nu mă va vedea. Îl voi păcăli și pe Dumnezeu. Este cea mai teribilă minciună pe care a iscodit-o cumva și contemporaneitatea noastră de astăzi, și anume că oamenii își închipie că până și pe Dumnezeu îl pot păcăli. Așa ceva nu se poate. Pentru că Dumnezeu, înainte de toate, iată ce zice Hristos, Tatăl tău care este nascuns. Deci, Dumnezeu vede cele ascunse. El stă înăuntru tău prin faptul că tu, omule, porți chipul lui Dumnezeu. Tu nu ești un străin față de Dumnezeu. Tu ești însăși chipul lui Dumnezeu. Și ai datoria de a ajunge, desigur, la asemănarea cu Dumnezeu. Deci dacă noi suntem chipul lui Dumnezeu, cum ne vom închipui vreodată că Dumnezeu nu ne știe, că Dumnezeu nu ne vede, că Dumnezeu nu bagă de seamă care este starea noastră? În momentul în care noi am și plănuit ceva în mintea noastră, Dumnezeu știe prea bine ceea ce am născocit, chiar dacă nu arătăm la vedere. De aceea zice că dacă vei lucra postul așa cum se cuvine, în ascuns, ca o lucrare de rugăciune și de pocăință și de înfrânare de la păcat, iată că Dumnezeu ne va răsplăti. Zice, și Tatăl tău care vede nascuns îți va răsplăti ție. Ce ne răsplătește? Care este răsplata lui Dumnezeu? Nimic altceva decât această disponibilitate din dragoste a iertării și a reașezării noastre în rai. Pentru că Hristos, prin jertfa și învierea sa, El ne-a deschis raiul. Rămâne numai ca noi să lucrăm cele trebuincioase ca să ajungem acolo. Și un alt punct asupra căruia Hristos insistă, o regulă, dacă vreți așa, a postirii, este să știm pentru ce postim. Evident, spuneam, postul înseamnă iertare, postul înseamnă să nu fim fariseici, să nu postim pentru cauze exterioare, așadar, pentru ce postim? Pentru această bucurie a reîntâlnirii cu Hristos. Și bucuria reîntâlnirii cu Hristos o subliniază Mântuitorul nostru în Evanghelia de ieri prin arătarea unor comori spirituale. Hristos spune că există două feluri de comori pe care omul le poate avea. Așa cum și noi suntem construiți dihotomic. Avem trup, dar avem și suflet. Suntem materie, suntem și spirit. Ei bine, comorile pe care omul le poate avea pot fi într-una din aceste două mari situații, materiale sau spirituale. Iar comoara înseamnă ținta pe care omul și-o propune să o atingă în viața aceasta. Foarte interesantă concluzia Evangheliei rostită de către Hristos. Unde este comoara ta?
acolo va fi și inima ta. Cu alte cuvinte, ceea ce tu îți propui, ceea ce tu prețuiești în această viață, la aceea te va îndemna inima, pentru aceea vei lucra și pentru aceea te vei strădui toată viața ta. Vei trăi pentru acea țintă, pentru acel scop. Iar ținta sau scopul, comoara, poate fi materială pe pământ sau spirituală în cer. Ele au însă niște diferențe pe care Hristos le prezintă foarte clar și ne și îndeamnă. Comorile pe pământ sunt stricăcioase, sunt trecătoare, le vom lăsa. Dumnezeu ne-a dat această lume nu ca să o posedăm, pentru că nici n-avem cum, ci ca să ne folosim de ea în chip inteligent, în chip constructiv, astfel încât să o desăvârșim și să ajungem și noi înșine la asemănarea cu Dumnezeu. În primul rând că lumea este suportul material al vieții, dar lumea nu este însăși viața. Trebuie făcută această diferență. De aceea comorile lumești, adică atunci când noi trăim în această viață numai pentru cele ale lumii acesteia, numai după cele materiale, acele comori sunt stricăcioase, sunt trecătoare. Molia și rugina le strică, spune Hristos, furile sapă și le fură. Deci avem o situație instabilă. Materia este instabilă. A avea ceva în proprietate este instabil. Omul nu este ceea ce are, ci omul este ceea ce este. Omul se definește prin a fi, nu prin a avea. Pentru că valoarea spirituală a omului este una de ordin existențial, spiritual. A fi nu-i totuna cu a avea. Nu înseamnă că dacă ai și ești. Și în același timp nu înseamnă că dacă n-ai nimic, nu ești. Ba din potrivă, ești cât se poate de prezent. De aceea nu trebuie să ne adunăm comori pe pământ. Nu trebuie ca viața noastră să fie dusă după ținta celor materiale. Iar aici includem foarte bine plăcerile materiale, care sunt trupești, care sunt chiar și sufletești, cum ar fi slava deșartă, cum ar fi nevoia de a fi lăudați de oameni, cum ar fi câștigarea unor titluri sau a unor poziții înalte în societate pe care oricum le vei părăsi. Acestea nu contează. Aceste lucruri sunt destul de instabile. Ele sunt stricate de moli și de rugină, sunt furate, pot fi furate și poate că cea mai înaltă formă, să zicem așa, de furt a lucrurilor materiale este când ți le răpește moartea. Moartea ți le răpește definitiv și nu le mai ai. De aceea Hristos ne îndeamnă să căutăm cele spirituale. Pentru aceea postim. Nu postim pentru a avea un regim alimentar, pentru a ne detoxifia, cum spun unii. Pentru că nu trupul este esențial pentru creștin. Nu postim pentru a împlini doar în mod orbește o poruncă a bisericii. Nu postim nici măcar pentru a ne împărtăși, cum cred unii, că împărtășirea este un fel de ritual pe care neapărat trebuie să îl împlinești, dar cât sunt oare cei care înțeleg această împărtășire? Pentru că împărtășirea nu trebuie făcută mecanic. Ținta noastră trebuie să fie adunarea comorilor cerești, a celor care sunt nestricăcioase, adică a vieții în Hristos, adunarea virtuților sufletești. Iar aceasta presupune nu ritualism sec în biserică, ci presupune viață intensă spirituală. Și când vine moartea, aceste bunătăți nu mai pot fi furate. O spune chiar Hristos, unde furii nu le sapă și nu le fură. De aceea, ținta postului este desăvârșirea noastră spirituală. Prin abținerea pentru început de la alimente, dar nu numai de la alimente, căci abținerile trebuie să fie mult mai multe, căci ele
concluzionează o îndepărtare de păcat. Abținerile din post sunt de fapt metode de exercițiu duhovnicesc de a spune nu păcatului, de a arăta că inima noastră poftește nu comoara păcătoasă a lumii, ci comoara nestricăcioasă a cerului. Iar asta se face prin îndepărtarea de cele lumești. De aceea vom posti nu numai de la mâncare, ci vom posti și de la tendința de a vorbi, vom posti și de la tendința de a fi tot timpul curioși și a căuta tot felul de informații care adeseori sunt nefolositoare spiritului nostru, vom posti chiar și de la televizor, vom posti chiar și de la internet, unde poți să vezi ce-ți place inimioarei tale, găsești la ora actuală pe internet, ori aici este taina a te înfrâna cu bună știință, postim așadar mult mai mult. Postul din societatea de astăzi nu acoperă numai aspectul alimentar. El trebuie extins la multe alte lucruri și neapărat însoțit cu rugăciunea. Acum punem punct emisiunii noastre și vom încheia cu această rugăciune a Sfântului Efrem Sirul, care este un fel de fir roșu, un fel de îndrumar care străbate tot postul nostru pentru întâlnirea cu Hristos. Este o rugăciune care ne arată ce trebuie să dorim de la Dumnezeu și ce trebuie să nu dorim de la Dumnezeu în această viață și ne învață care trebuie să fie atitudinea noastră duhovnicească, mai ales în această perioadă a postului. Rugăciune ce va fi rostit aici pe final de emisiune la Radio Dobrogea de către înalt preasfințitul Teodosie, arhiepiscopul Tomisului. Părintele Eugen Tănăsescu vă mulțumește pentru atenție, ne reauzim mâine cu ajutorul lui Dumnezeu. Toate cele bune, Doamne ajută! Cuvânt Dobrogean cu Părintele Eugen Tănăsescu la Radio Dobrogea. Vino și vei avea un radio pe pământ apostolic. Radio Dobrogea.